Astăzi vom lua primul meu skin pe Feng. Acesta e, așa că un like, un subscribe, un clopoțel și haideți să-i dăm drumul și un zbang așa. Nu prea îmi place skin-ul, dar nu zic că nu, dar mie îmi place, da, așa un pic, dar nu zic că e ceva wow. Bă, ce tare pe fundalul ăsta. Stați să ne pregătim. Eu cred că... Stați. Deci, eu cred că pinul ăsta este, de fapt, ăsta pe care l-ai selectat, doar că cu skin-ul. Ok, și acum haideți să vedem, hai să ne jucăm Brawl Stars. Și ia să vedem dacă merită skin-ul. Ok, un like, un subscribe, nu uitați. Ca să facem și acolo, nu m-am uitat la hartă, 2000 de abonați. Și haideți cu subscribe-ul acolo. Udai tare, mă, Pino, doar că mă simt un pic ciudat cu skin-ul ăsta. Habar n-am de ce. Hai încoace. Nu mai sunt de Piper. Ok, n-a dat pe mine. Bravo, bo. Bă, dar sincer, e un pic ciudat skin-ul ăsta. Haideți să dați ceva acolo. Bă, da, și vă ceva picat din star-up-ul ăla legend. Dar gratis, nu mai... O mie mi-a picat... Deci nici nu mai știu. Bă, dar astăzi l-am deschis, cred... Bă, am crezut că o să sară fix pe mine, dar n-a sărit. Tu ce? Oh. Ok. Bun, ce părere aveți? Joc bine oare cu Feng? Eu zic că joc decent. Poate vom face pe episodul ăsta până și tier 27. Dar ce mi-a picat... Dar măcar l-am deschis pe contul ăsta. Zim că nu l-am deschis, te rog. Te rog, mă, că vreau să-l... Da, la... Nici măcar nu mai știu ce... Mi-a fi dat un skin? Eu nici nu mai știu, dar știu că pe un alt cont... Cred că... Da, da, mi-a dat un skin pe Bea, o să vi-l arăt după match... Și ce mi-a picat? Scrieți în comentarii câte trofee aveți pe Brawl Stars. Și n-am mai postat de milioane de ani. Crău, doar să nu sară atâta, vreau să nu sară, crău, că dacă nu. Dacă să ăla e fake-ul. Deoarece n-are shield-ul. Bă, dar parcă te miști așa mai greu. Puh, dar toți doar pe mine dau mereu. Scrieți în comentarii dacă îl aveți pe Angelo, eu îl am. Băi! Ce s-a întâmplat? Ok. Doi con. Tradoi. Bă, dar nu, n-o să mă duc pe stul, dar... Că dacă își dă superul, deja a scăpat și s-a dus tot. Bă, și pe creu un pic mi-e frică, deoarece dacă își dă superul... Nu faceți niciodată asta acasă cu copii. Ok. Doar că nu prea merge, bă, dar... Acum realizez că încă-i tot e când account.
Bă, dacă ar sta ăștia trei unul lângă altul, ar fi perfect. Aș putea să fac un easy triple kill. Dacă ar fi greu. Deoarece toată lumea știe că am zis de înainte că dacă își dă superul, că are nevoie de un singur hit ca să-și carce superul. Uf. Hai că am adunat cu ceva trofee. Bă, că n-am făcut eu atâta win streak. Ok, nu contează. A, da, să... Da. Să vă arăt skin-ul ăla pe ea. Să jucăm la solo showdown. Da, skin pe Bea, unui Bea. Da, el n-a fost pe contul ăsta. Asta. Și chiar zic că arată bine. Nu zic nu. Așa, asta e hit-ul, un gadget. La fel. Nici nu cred că poți să schimbi la gadget. Ok. Ia să mai vedem noi cu ce mai treaba. Pe solo showdown. Scrieți în comentarii voi ce skin-uri aveți. Aveți skin-ul ăla oare pe Dynamite? Chiar sunt curios. Aici, bă, da. L-am luat. Bă! Nu mi-e frică de tine. Easy. Eu zic că ați un joc decent cu Feng. Am făcut și din alea. Adică sigur ați văzut. Dar cum vrei dacă... Doi pe tine. În fine. Bă, dar ce tare animația mai e de luz. Bă, ok. Vreau la Brawl Ball. Apoi poate jucăm un wipe 5v5 și vedem noi care treaba. Pe harta asta este o tactică cu semn. O să vă arăt. Cred că n-am făcut încă shorts cu ea. Lasă-ne spaică. Da, aici mai greu cu Feng pe Brawl Ball. Scrieți în comentarii care e brawlerul tău, vostru preferat. Pă, dar m-am obișnuit să zic tău de la șoar, țările alea vechi. Nu știu de ce, dar uneori, când... Ăla care face videoclipul, îi e mai greu să observe ceva, dar nu știu de ce, decât atunci când se uită la el. Bă, i-aș fi bătut. Dacă n-au dat gol, aș fi făcut ăla foarte ușor. O, da. Acum vreau să vă arăt șmecheria aia. Da, care nu prea e legat de episod, dar totuși. Să vă arăt cum se face, deci. Mindy a aruncat superul la minge cu Sam. Și apoi mergeți la minge. Apoi încercați să dați gol cu superul așa. E o tactică ușoară. Acolo nu puteam. David Boss, bă, ce faci, David Boss? Ok, acum o să câștigăm. Pentru ne folos. Bă, dar uneori, dacă în toată lumea stă în mijloc, e imposibil. N-aș fi crezut că... Dacă...
Haide! Bă, dar de ce nu merge? Nu știu de ce nu merge. Ok, și cred că un ultim match cu Fang. Păi de episodul până la urmă. Pe 5v5 Wipeout. Scrieți în comentarii cât aveți la ranked până la urmă, că a venit. Eu am Gold 1 la ranked și am Gold 3 pe Fang. Așa se poate vede că am citit lu din ala șmecher. Ce mă enervează! Parcă cu skin-ul ăsta îmi dăm mai mult ping. Poate așa se zice pe Stumble, dar nu știu cum mi se zice pe Brawl Stars, cred că eroare. Clasic. Păi da, clasic. Da, așa greu se mișcă așa. Bă, da, chiar se mișcă foarte greu. O să... Hai, acum... Ok, double take down. Ok. De ce faci așa ca un clov? Bă, dar nu există un moment în care să nu primești hit. Ok, easy. Trebuia să-mi pun celălalt star power ăla, dacă nu ăla cu scoci celălalt. Da, eu zic că ăsta, uite, de exemplu, dacă cineva îmi dă cu Fang de max power o lovitură de 680, nu o să-mi dea 680, o să-mi dea 68. Deci, eu cred că ăla... Bă, dar dacă nimeream, poate îi prindeam pe toți. Suntem la egal. Bă, dar nu-mi vine viața. Mă bucur că Bibi nu poate să-și încarce super ou. Puh, dar n-ai. Deci nu există un moment liniștit.